Bună seara, stimați telespectatori, Giurgiu Beni. Avem bucuria și onoarea să-l avem invitat în seara aceasta pe domnul istoric Emil Păunescu, în intenția de a parcurge încă un episod, să zicem așa, al temei pe care am început-o împreună acum vreo două luni de zile, anume monumentele culturale pe teritoriul județului Giurgiu, așa cum sunt ele cuprinse în lista patrimoniului național. Spuneam și data trecută sau dățile trecute că domnul Păunescu este chiar un părinte nu numai spiritual, dar și material al acestor documente, dacă vreți și documente valoare științifică, istorică, dar și documente cu valoare administrativă, pentru că după ele se călăuzește un minister în teritoriu, în speță, vorbim aici despre teritoriul județului Giurgiu. Am parcurs împreună partea din nordul județului, după aceea într-o altă emisiune partea pe centrul județului, drept pentru care seara aceasta vă propunem ca să-l ascultăm pe domnul Păunescu vorbindu-ne despre monumentele de interes național culturale de categorie A și B din municipiul Giurgiu și poate într-o dată viitoare, cu bunăvoința dumnealui și cu bunăvoința gazdei noastre, adică TV Giurgiu, să mai vorbim câte ceva despre această listă, despre aceste valori de patrimoniu care se află chiar aici, lângă noi. Mă gândesc și la zona rurală din sudul județului. Și poate ar fi foarte interesant să facem și câteva discuții în niște dăți viitoare specializate. De exemplu, tot am în cap și în gând să vorbim și poate să vedem și imagini, fără a ne grăbi, despre, să zicem, conacele atâtea care mai sunt în județul Giurgiu sau despre siturile arheologice sau etc. etc. Dar astea sunt gânduri de viitor. Domnul Păunescu, să trecem în subiectul sau la subiectul despre care dumneavoastră ați venit seara aceasta în fața telespectatorilor giurgiuveni și încă o dată vă mulțumim și îndrăznesc înainte să înceapă emisiunea să spun că va fi o seară interesantă din care toți avem de învățat câte ceva de la domnul Păunescu. Vă mulțumim. Am să răspund invitație dumneavoastră prin a încerca pentru început o ierarhizare a monumentelor de pe teritoriul municipiului. Una oficială și una sentimentală. În cea oficială trebuie să menționăm că există patru obiective de categoria A, deci de importanță națională. Este vorba de situl arheologic de la Malul Roșu și de trei monumente, două în ruină, care fac parte din ansamblu fortificațiilor orașului. Este vorba de ruinele cetății din insulă, de ruina Tabiei și de turnul ceasornicului. După cum toți telespectatorii știu, din fericire, turnul ceasornicului a fost restaurat și consolidat,
și sperăm că va mai dura măcar alte 200 de ani, căci cam aceasta este vârsta lui. El a fost ridicat undeva după 1792, la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Problema turnului rămâne pentru urbaniștii viitorului în ceea ce privește perspectiva lui, obturată în momentul de față de blocul neinspirat așezat în 1964 lângă el. Dar dacă turnul este salvat pentru o vreme, faptul că este înclinat este un viciu de construcție, deci nu este un pericol precum la turnul din Pisa, spre exemplu. Cetatea și tabia arată jalnic. La cetate s-au întreprins săpături arheologice prima dată în 1955, apoi între 1976 și 1980 și 1997, deci mai mult de 20 de ani, fără a epuiza cercetările, cu mijloace rudimentare și fără a avea posibilitatea ca ceea ce se dezgolea prin aducerea zidurilor la suprafață să fie și conservat. De aceea, chiar dacă acolo s-au făcut niște intervenții primitive la un moment dat cu voluntari, cu soldați, cu elevii, acele intervenții acolo unde s-au făcut s-au dovedit benefice pentru ruine. Au rămas însă ziduri care se macină an de an, au rămas zone care sunt supuse mereu variațiilor hidrologice, fiindcă pe principiul vaselor comunicante ori de câte ori crește debitul Dunării și al apei din brațul său canalizat din vecinătate, ajunge și în șanțurile cetății. Digul de protecție construit în anii 70 nu a respectat planul și încalcă unul din turnurile cetății, deci el ar trebui mutat. Nu este din punct de vedere tehnic imposibil, dar este costisitor. Există o discuție cu cei de la Apele Române, cu un proiect al primăriei în ceea ce privește construirea unei cluze pe canal, ceea ce ar fi benefic, dar este un proiect de viitor. În ultimii ani, din punct de vedere practic, s-au făcut două lucruri bune. În mandatul fostului primar s-a făcut o împrejmuire care a mai limitat intrarea animalelor și inclusiv a animalelor cu două picioare și murdărirea teritoriului cetății. În mandatul actualului primar s-a reușit intabularea terenului și crearea premizelor pentru realizarea unor viitoare proiecte de restaurare și de valorificare a zonei. S-a făcut un lucru bun și în plan propagandistic, fiindcă există niște relații benefice pentru Giurgiu cu
Universitatea de Arhitectură de la București, au fost niște tabere de vară ale studenților români și ale prietenilor lor din alte țări europene, respectiv din Spania și din Italia, care au permis stimularea imaginației tinerilor arhitecții sau viitori arhitecți și au apărut o soiul de idei, de propuneri de valorificare și a ceea ce există în momentul de față, deci fără alte intervenții, și lucruri mai greu de imaginat că se vor întâmpla curând, de reconstituire parțială a cetății, de valorificare într-un plan mai amplu și care probabil va fi posibil numai cu fonduri europene consistente. La Tabie, în schimb... Vreau să vă întreb totuși, domnul Păunescu, la cetatea din insulă, ziceți că ar mai fi de săpat? Sigur. Deci, noi apreciem că aproximativ jumătate din ziduri au fost cercetate. Interiorul cetății este foarte puțin săpat, iar două din turnurile care au fost săpate sunt acoperite cu pământ. Deci modalitatea de conservare a fost reîngroparea lor. Este o problemă care nu va putea fi niciodată rezolvată pe plan local, iar sprijinul guvernamental al forurilor centrale înțelept ar trebui solicitat la nivelul proiectării. Da. Deci eu consider că nici măcar bugetul Ministerului Culturii, așa cum este el acum și cum se întrevede că va mai fi mulți ani, nu acoperă restaurarea cetății. Este vorba de fonduri mari, este vorba de... Suntem în secolul 21, este vorba de cercetări cu instalații și aparatură extrem de costisitoare, care nu umblă pe toate drumurile și ar fi un șantier de durată. Da. Restaurarea cetății, dacă s-ar face așa cum trebuie, înseamnă cel puțin 10 ani. Da. Și nu cunosc șantier la noi care să zbârnie timp de 10 ani. Am văzut la cetatea Sucevei, dar e puțin altceva acolo. La săpături s-ar putea să... La eventuale săpături în cetatea din insulă s-ar putea să apară surprize plăcute, să zicem, descoperi. Surprize pot apare numai în ceea ce privește lucrul în condiții de evacuare a apelor freatice și a apelor acestora de infiltrație despre care am amintit, ceea ce ar însemna să se lucreze în subchesoane. Da. Fiindcă la actualul nivel niciodată nu s-a putut în cei 21 de ani ajunge la ceea ce numesc arheologii pământul viu, adică sub talpa fundației, zona neafectată de mâna omului. Prin urmare, nu avem proba materială, cu excepția acelui sondaj din 1955, a vechimii cetății. Adică, sunt indicii, da, că Mircea cel Bătrân nu a fondat cetatea pe un teren biran, ci pe locul unui turn bizantin. Da. Probabil din vremea comnenilor, într-o perioadă în care Imperiul Bizantin a supravegheat și zona de la nordul Dunării prin asemenea fortificații pasagere în ostroavele fluviului. Chiar nu departe de noi, în dreptul satului Malu, a existat un asemenea turn.
Deocamdată avem numai supoziții, ipoteze, da, nu și probe materiale. Aș reveni la ceea ce este mai ușor de realizat și mai de neînțeles când este vorba de ceva la îndemâna autorităților locale, deci a edililor urbei noastre. Vă rog să ne explicați. La sfârșitul războiului ruso-austro-turc încheiat cu pacea de la Cuciuica-Nardin în 1774, după ce cetatea din insulă fusese asediată și cucerită, dovedindu-se că nu mai face față dezvoltării artileriei, Ministerul de Război al Sultanului a ajuns la concluzia că trebuie ridicată o cetate modernă pe mal. Și au pornit la treabă cu concursul unor specialiști străini, fiindcă au construit o cetate sistem Vauban, adică asemănătoare cu cea de la Alba Iulia, care probabil că mulți dintre cei care ne ascultă au aflat, a fost restaurată în ultimii ani și este o plăcere să vizitezi Alba Iulia acum și să vezi cetatea în bună stare. Cea de la Giurgiu nu era atât de mare ca cea a capitalei Transilvaniei, dar totuși era mult mai importantă decât cetățuia din insulă. Ea a fost demolată în 1830 de armata rusă care a preluat Giurgiu și l-a retrocedat țării românești, care a încercat să demoleze și fortificațiile din insulă, dar nu a reușit decât parțial. Însă din zidurile care aparțineau acestei fortificații de pe mal, care în limba turcă se numește tabie, au rămas cele care sprijineau terasa Dunării. Terasa este cea pe care se află strada Dunării, deci cimitirul și biserica Smârda, venind către alei și continuând către Slobozia. Zona aceasta mai înaltă, care se erodează în mod natural și pe care oamenii își făcuseră case, a fost întărită cu ziduri până în ziua noastră, până în zilele noastre există strada Tabii, da, care marchează capătul acestui zid. Sau mai corect spus, marca, fiindcă acum prin intervenția neautorizată a unor cetățeni nu mai ai acces la colțul acesta de zid. Dar dacă în unele părți este vorba de proprietăți particulare și trebuie negociat cu proprietarii, o bună parte din acest zid se află chiar în curtea Direcției Domeniului Public. Deci sunt chiar pe teritoriul de care răspunde primăria. Da. Cea mai mare mizerie din oraș, nu este prima dată când vorbesc la televizor despre acest lucru și nu mă dau în lături, abia aștept să mă contrazică cineva. Cea mai mare mizerie din oraș este în curtea gunoierilor. Și e greu de înțeles de ce, când ar fi mult mai simplu și administrativ și nici foarte costisitor și având oamenii și utilajele chiar acolo, nu se poate face ordine în așa fel încât construindu-se un trotuar, făcându-se curățenie, să se poată admira
pietrele de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, care demonstrează că noi am fost un punct important pe harta strategică a Europei. Deci dumneavoastră spuneți că zidul acela, care încă mai există și se poate pune mâna pe el, poate fi pus în valoare. Poate fi pus în valoare mult mai ușor și mai simplu, treptat, fiindcă este vorba de fragmente diferite, aflate pe un traseu. Ultimele fragmente sunt exact vis-a-vis de cetățuia din insulă, nu sunt importante, e vorba de câțiva metri de zidărie, dar și acelea au fost acaparate de niște cetățeni care și-au lărgit ad hoc curtea și nimeni nu se învrednicește să pună lucrurile la punct când este vorba de ultimele probe palpabile ale acestei fortificații. Nu mă voi da în lături să blamez indiferența celor care ar putea interveni în această privință. Dacă am vorbit destul de monumentele acestea de care lumea a mai auzit, fiindcă nu e prima dată când le abordăm, mai puțin cunoscute sunt toate monumentele trecute în listă la categoria B. Ca să nu mai vorbim de o serie de monumente care au fost propuse și pe care din diferite motive, unele corecte din punct de vedere birocratic, altele ca la românii devenite presupus corecte prin intervenții binevoitoare ale unor interesați sau ca rezultat al unor mentalități retrograde care continuă să persiste și toată lumea se uită cu strângere de inimă la televizor în aceste zile la reportajele posturilor centrale despre situația de pe podul Prieteniei. Da. Podul Prieteniei, printr-o înțelegere greșită a ideii de frontieră, de obiectiv strategic, că, slavă Domnului, este, nu este și monument. Nu e. Ca să nu încurce. Ori se demonstrează că în 60 de ani nimeni nu a mai fost în stare să facă unul similar, dacă îl exceptăm pe cel recent inaugurat la Calafa Bedin, care este pot simplu de rutier și nu este și, cu cale și de cale ferată, sigur că da. Și unde nici până acum nu s-au făcut benzile de racordare ale podului la șoselele existente. Dar întorcându-ne la podul Prieteniei, inclusiv la gara Giurgiu Nord, care evident a făcut parte din același ansamblu, ele ar trebui să poarte caracteristicile de monument. Unii s-au temut fiindcă sunt opere recente în plan istoric, nu? Dar este posibil ca cea mai veche stație de cale ferată în funcțiune în țara noastră, gara Giurgiu Oraș, să nu fie monument? Este posibil, fiindcă Compania Națională, Societatea Națională de CFR este refractară unor asemenea idei, își bate joc de patrimoniul statului pe care este obligată să-l îngrijească și nici stația, nici depoul, nici
castelul de apă, da, care da, sunt monumente tehnice, nu au oficial acest statut. Mai există și monumente tehnice care, din fericire, am reușit să le introducem în listă. Unul dintre ele este celebrul pod Bizeț, care este în momentul de față în patrimoniul primăriei, care nu reușește măcar să-l vopsească, dacă nu să-l și pună mai bine în valoare. Avem alături un alt monument pe care am reușit să-l introducem în listă, cheiul de piatră al canalului Sfântul Gheorghe, care a fost inaugurat de însuși domnitorul țării Carol I și care are sub una din pietre actul fondator într-un tub de argint, după câte se pare, semnat de Maria sa, chei de piatră care poate fi reparat și întreținut să arate mai bine decât acum și pus în valoare împreună cu monumentele din jur. Avem lucruri care, din păcate, s-au dus pe apa sâmbetei din industria tradițională a orașului. Este vorba de hale ale șantierului naval și ale fabricii de zahăr. Da. Avem clădiri publice importante. Dintre ele, cred că nimeni acum 10 ani n-ar fi crezut că în 2015 cea mai frumoasă clădire publică din Giurgiu, astăzi proprietatea prefecturii, deci fostul tribunal al județului Vlașca, va arăta mai rău decât după bombardamentul din 26 august 44. Alături se află fosta prefectură de Vlașca, devenită în timp spațiu popular raional și mai târziu Muzeul Independenței Poporului Român, și care se află și ea într-o situație destul de critică din punct de vedere al necesității unei consolidări urgente și care să sperăm că în viitor autoritățile competente vor ști să intervină pentru a-i da o nouă strălucire. Alături, clădirea retrocedată urmașilor proprietarului, este vorba de urmașilor fostului doctor în drept Vasile Dorobanțu, cândva Casa Pionierilor, ultima dată sediul al inspectoratului școlar, fiind proprietate privată, din nedestoinicia celui care a primit-o, se ruinează pe zi ce trece și întreg ansamblu de la Parcul Alei, și parcul însuși este monument, fiindcă este una din cele mai vechi grădini publice din țară. Da? Sigur că da, deci alei? Prima alee a fost trasă acolo de Comitetul de Înfrumusețare al orașului Giurgiu în 1833. Deci tot ansamblul acesta este în suferință, după cum se vede. Mergem pe principalele străzi care plecau radial din zona Farfuriei și care au nume de voievod de acum, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, unde se află o sumedenie de alte clădiri publice, din care puține sunt întreținute la standardele potrivite. Vechea primărie, actualmente Școala de Muzică și Arte Plastice Victor Carpis, arată mulțumitor, ea poartă în interior și celebra placă a decorării orașului în anul 1922. În schimb, alte construcții de pe Mircea cel Bătrân nu sunt
în prea bună stare. Ne gândim la fostul cinematograf care se ruinează pe de ce trece. Și pe Ștefan cel Mare multe din clădiri sunt proprietate privată și suferă de pe urma naționalizării și a existenței mai multor proprietari care fiecare își vopsește bucățica lui din ansamblu după gustul propriu. Deci nu există un regulament, din păcate, cum ar trebui să fie în orașele civilizate. Există și clădiri publice. Un exemplu pozitiv este cea care a fost Percepție și acum este sediul secției de căi navigabile și care a fost restaurată cu grijă și punând în valoare atributele arhitecturale. Un alt exemplu mai puțin fericit este fosta sucursală a Băncii Naționale, care a intrat în patrimoniul Bibliotecii Județene și unde se speră anul acesta că se va putea trece la un proiect de reabilitare a clădirii. Ajungem la strada Gării. Da. Strada Gării este exemplu clasic de stradă comercială care avea un parfum aparte în orașul de altă dată și care a decăzut odată cu interesul regimului pentru comerț în perioada comerțului de stat, dar surprinzător a decăzut și mai mult odată cu revenirea la privatizare după 90, datorită racilor societății noastre. Dacă în loc ca fiecare proprietar, întreprinzător, chiriaș de pe strada Gării s-ar gândi nu numai la interesul propriu sau ar înțelege că interesul propriu ar fi mult mai bine apărat dacă s-ar solidariza mai mult toți cei de pe stradă, a existat în primii ani după 90 o asemenea asociere efemeră până și-au văzut unii interesele rezolvate, după care fiecare a făcut cum l-a tăiat cap. Dumneavoastră credeți că e bine că e pietonal? Faptul că este pietonală are mai puțină importanță. Faptul că trece pe stradă mult mai puțină lume asta ca altă dată este... Asta e esența. Deci, vadul comercial a dispărut. Încercarea de a implementa cu, ca să folosim un termen modern, cu forța această caracteristică nu și-are rostul. S-a plecat punându-se carul înaintea boilor. Din strada București avem plăcerea să constatăm că în sfârșit a fost reabilitată clădirea principală a Colegiului Național Ion Maiorescu după ce ani de zile a fost o rușine pentru oraș. Suntem bucuroși că am contribuit cândva la salvarea căminului de ucenici, da, și odată transformată în primărie arată bine. Cea mai veche clădire publică din oraș este Zalomitul, actualul Centru Cultural Ion Bine. La Zalomit s-a făcut o consolidare, numai că constructorii care au fost utilizați
s-au împotmolit pe parcurs la lucrurile de finețe. Nu a fost realizat un acoperiș de calitate, au apărut probleme, s-au realizat de nou lucrări de reparații, cu care ocazie, toate bune și frumoase, la tencuieli obișnuite și la așa, dar când a fost vorba să refacem cele câteva stucaturi care erau tocmai marca vechimii, cât a mai rămas din această clădire, care a avut de suferit în toate războaiele și care a fost mutilată inclusiv în perioada comunistă ca să facă loc blocului de pe fosta stradă Sahia. E bine, tocmai aici nu s-a mai reușit, nu e tras nimeni la răspundere. Repet, este vorba de câteva capiteluri din stuc, da, care nu sunt din aur, care nu trebuie aduse din Africa de Sud. Trebuie găsit un meșter capabil să le modeleze. Da. S-au uitat, ne-au cerut concursul Stema, care a fost salvată pentru minune, parțial mutilată și a Stema de marmură care era deasupra intrării, există la muzeu și poate fi copiată, poate fi creată o stemă din material plastic după ea. Este extrem de importantă, este una din puținele care mai există în România pentru primii ani de domnie lui Carol I. Este stema țării între 1867 și 1872. Cum clădirea a fost inaugurată în 1869, îi arată exact, certifică că anul scris sus este cel adevărat. Nici asta nu a fost posibil să se facă. Sunt aparente amănunte, dacă vrem să ne lăudăm la vizitatorii străini cu vechimea noastră, cu valorile noastre, aceste mici amănunte ne lipsesc și cunoașterea lor o inscripție, cele care sunt și prevăzute de lege la monumente. Orașul nostru nu are semnele pentru monumente. Da, nu are. Se tot discută, există referate la primărie, există, dar la treabă se trece mai greu. Mie îmi displace profund să tot repet lucrurile astea, dar am să o fac, chiar dacă la rândul meu o să displac unora că-i bat la cap, fiindcă cred că este de datoria mea. Aș putea vorbi și de multe din casele obișnuite, da, pe lângă care trecem, din care au fost introduse în listă clădiri, locuințe, care în multe orașe mai acătării, ca să dau niște exemple, Pitești, Târgoviște, Ploiești, Buzău, Brăila, mai mari, cu potențial economic mai important, cu tradiții culturale mai importante decât Giurgiu, nu sunt în listele lor de monumente. Nu sunt, fiindcă iau mult mai multe clădiri mai mari și mai frumoase decât ale Giurgiului. Da, dar există o explicație. Nu numai datorită poziției într-o zonă lipsită de materiale bune de construcție, într-o zonă cosmopolită și cu oameni care ori de câte ori s-au ridicat, au plecat la 60 de kilometri mai la nord, adică la București. Și datorită distrugerii orașului nostru în proporție de 80% în 1916, când am fost singurul oraș din România care a pățit așa ceva. De aceea toate construcțiile care și-au păstrat stilul au reușit să supraviețuiască în ultima sută de ani,
caracteristice pentru primul deceniu al secolului 20 și, repet, în alte parte considerate case obișnuite și fără să aibă statut de monument, la noi, la Giurgiu, sunt monumente, fiindcă au rămas puține. Una dintre ele este chiar proprietatea muzeului pe strada Coșbuc la numărul 14, da, casă de la 1910. Altele le putem vedea pe diverse alte străduțe din orașul, da, vechi. Pe Coșbuc mai este o casă. Există case... Mare. Da. Dar mi-aduc aminte așa de... Este casa așa de la numărul 6, care a aparținut doctorului Filip Păunescu, astăzi cumpărată de o fundație care se ocupă de copii. Sunt multe alte case care păstrează elemente din stilul lor inițial, dar care au fost prea mult prefăcute de proprietari de-a lungul timpului și acelea, conform criteriilor pentru care se aprobă statutul de monument, nu întruni punctajul. Deci, da, vechimea zidurilor este aceeași, ca la unele, ba chiar unele elemente sunt mai vechi sau mai frumoase, dar pe ansamblu clădirea a fost mutilată și și-a pierdut valoarea principală. Există tot soiul de exemple de genul acesta. Sunt, din păcate, multe case pentru care nu mai cunoaștem proprietarii originali și jumătate din arhiva orașului a ars la 900. Unele dosare au pierit în războaie, în inundațiile din 42, dar altele au pierit prin zelul unui primar idiot. Eu îi pot da un asemenea epitet, să zică mersi că nu îi spun mai urât, din anii 50, care primind ordin să sporească cota de hârtie la DCA, da, cei mai în vârstă țin minte că toți aveam obligația să ducem hârtie. Ducem în hârtie veche, da, sticle, borcane, fier vechi și așa mai departe. E bine, s-a gândit că e mai simplu decât să pună mâna să strângă ziare vechi și așa, să trimită arhiva la topit. Da. S-au întâmplat și asemenea prostii, văduvind orașul de surse importante de vechi planuri, de istoria unor construcții. N-a existat, din fericire, din nefericire, n-a existat o preocupare de adunarea unor informații atunci când descendenții unor asemenea proprietari erau disponibili, erau în viață și odată cu ei au pierit și sursele de cunoaștere. Da, da. Dar avem de multe ori, chiar dacă construcțiile nu mai există, știință de locul în care au fost. Casele în care s-au născut mari personalități ale culturii române. Da. Case în care au trăit, asemenea, sau chiar au venit în vizită mari personalități române și străine. Orașul fiind o poartă... Dați-ne câteva exemple. Păi, este simplu. Știm unde dormea Caragiale când venea la Giurgiu. Deci Caragiale venea la Giurgiu. Da. Dormea în casa unui tânăr prieten care era avocat, fiul unui fost primar, care domicilia pe strada Ștefan cel Mare. Știm unde a fost hanul în care diplomații ruși și otomani au negociat tratatul care s-a semnat în mai 1812 la București, dar care a început să fie discutat la Giurgiu, în, da, toamna lui 1811, este
acel tratat în urma căruia a fost răpită Basarabia. Știm unde poposea la Giurgiu Alexandru Vlahuță, cel care a scris minunata carte România Pitorească, însoțit de ginerile său. Pentru cine nu știe, ginerile lui Vlahuță era un oarecare Nicolae Grigorescu, marele pictor. Deci Vlahuță și cu Grigorescu veneau în casa doctorului Bartolomeu vis-a-vis de bloculețul de lângă Biserica Grecească, deci în parcul acela de lângă telefoane, casa mai târziu a doctorului Moraru, care a fost demolată din păcate. Alături de aceasta e casa, era casa în care acum 50 de ani era sediul gospodăriei comunale, dar acum 100 de ani se născuse inginerul Dumitru Daponte, inventatorul cinematografului în relief. Deci, unul din marei inventatori ai lumii, care este în toate enciclopediile, este fiul al orașului Giurgiu. Putem vorbi de nenumărate case care au aparținut sau în care s-au strâns oameni politici, unii de faimă, care au ajuns miniștri, ambasadori, care au influențat viața țării. Putem vorbi de casa în care a copilărit marele scriitor Ion Alexandru Basarabescu, care exista acum undeva între blocurile acestea din Trebucurești și Alexandrii, era o străduță care se numea Strada Argeș. Știm, mai există, este monument, dar nu are nicio placă memorială pe strada numită astăzi a Victoriei, cândva se numea Abundenței. Casa în care s-a născut poetul cu destin nefericit Emil Gulian. Deci Emil Gulian s-a născut pe strada Victoriei, nu? Da, la numărul 13 și casa există și astăzi și este și trecută în listă. Știm unde au fost casele legate de prezența la Giurgiu a poetului genial și a matematicianului de renume internațional Dan Barbilian Ion Barbu, casa în care a locuit cu chirie după căsătorie în perioada în care a suplinit o catedră la Liceul Maiorescu, era imediat în fața grădiniței de pe actuala stradă Nicolae Bălănescu, fostă pompierilor, fostă Partenescu, unde acum este o parcare lângă bazarul din spatele pieței. Deci casa aceea putea fi salvată dacă venea nițel mai devreme Revoluția sau dacă încă de atunci s-ar fi știut și s-ar fi cerut autorităților să fie... casa în care au locuit părinții lui Barbilian și unde și-au și găsit sfârșitul, pe strada care îi poartă acum numele și care înainte s-a numit Dostoevski, nu mai există, fiindcă cei care au cumpărat-o au demolat-o și au construit case noi. Asta se întâmpla imediat după 1950, deci de mult, dar proprietarii au păstrat în podul casei o serie de relicve de la antecesori, pe care cu respect pentru memoria lor le-au donat liceului și muzeului și avem probe materiale ale prezenței acestui geniu la Giurgiu și al unor motivații legate de momente importante din viața lui. Unul din aceste momente este prietenia care s-a înfiripat între el și un băiat mai mic, dar mai cu capul pe umeri. E vorba de marele
scriitor de mai târziu și critic literar și estetician și filozof, Tudor Vian. Da. Tudor Vianu este cel care l-a convins pe Barbelian să publice poezie, cel care a și făcut prima încercare de exegeză asupra lui Ion Barbu, au studiat împreună în Germania și casa lui Vianu, chiar dacă nu în forma inițială, se păstrează pe strada Alexandriei și este una din puținele care s-ar preta să devină casă memorială sau, în orice caz, o expoziție. Noi am visat să facem acolo galeria personalităților giurgiuvene, dar tot dintr-o delăsare, fiindcă este proprietate de stat, nu se reușește găsirea unei soluții pentru a trece la restaurarea ei și la darea unei destinații pe măsura valorii. Ion Vinea unde? Ion Vinea este chiar lângă clădirea, adică mai bine zis a fost, deci locul casei natale a lui Ion Vinea. Casa a dispărut încă dinainte de Primul Război Mondial. Uh-huh. Era pe strada numită astăzi Hristo Botev, lângă actualul Hotel Vlașca. Da? Și clădirea în care într-o vreme a fost procuratură, așa, a aparținut unei personalități politice dinainte de război, n-am reușit să aflu cui anume, fiindcă cei care ar fi putut să-mi spună au dispărut rapide pe fața pământului. Poate cândva o să aflăm. Este trecută și ea pe lista monumentelor, deoarece păstrează cele mai multe din atributele inițiale arhitecturale, dar puțin mai jos, pe acea stradă, este casa în care a locuit marele profesor de istorie Alexandru Cartozan, vârcu savantul Nicolae Cartozan, care a fost ultimul secretar general al Partidului Național Țărănesc și care pentru... Alexandru Cartozan. Da, pentru acest lucru a înfundat până la urmă pușcăria și secretar general la nivel sănătatea, a mai trăit foarte puține luni după eliberare, deci practic a fost scos din joc. Da. Secretar general al Partidului Național Sărăresc la nivel de județ sau de... La nivel național. La nivel național. La nivel de județ a fost președintele organizației, a fost deputat de Vlașca în mai multe legislaturi și un eminent profesor al liceului Maiorescu. Autorul unui volum biografic romanțat despre viața și aventurile lui Petru Cercel, uh-huh, și al altor lucrări de mai mică întindere. Nicolae Iorga, care fusese profesor, era dublu supărat pe Cartozan, odată că nu venise în partidul lui, și a doua oară, savantul era orgolios, și a doua oară pentru că la calitatea lui intelectuală pierdea prea mult timp cu politica, a fost și prefect al județului, este unul din cei care au contribuit la realizarea muzeului județean. Deci există personalități de rang național. Știm unde s-a născut Miro Nicolescu, mai corect spus știu eu și încă câteva persoane. Unde, domnul? Dar trecem în fiecare zi pe lângă locul cu pricină. Spune-ți și unde s-a născut Miro Nicolescu. În clădirea Zalomitului. În clădirea Zalomitului au fost școală. Dar au existat și niște săle anexe, între care una era destinată revizorului școlar.
Pe vremuri nu erau nevoie de inspectorate cu atât de mulți funcționari, ajungea un revizor la un județ întreg. Și revizorul respectiv era tatăl viitorului matematician. Da. Și soția a născut, că nu exista maternitate, a născut acasă, în această clădire. Deci, un președinte al Academiei Române și un vicepreședinte al Uniunii Internaționale a Matematicianilor, primul profesor universitar din Europa de Est care a primit o asemenea funcție, s-a născut știm unde și nu avem o placă care să amintească trecătorului despre așa ceva. Este o rușine și pentru profesorii de matematică din Giurgiu, care s-au codit, dacă ar fi dat fiecare 2 lei, să putea face această placă. Trecem mai departe, că sunt timp, dacă mai avem. Timp nu mai avem. Așa. Într-o dată să amintim, am mai vorbit noi împreună despre, am făcut emisiuni special consacrate lui, despre artistul cu un destin nedrept în țara lui de origine, care încă este puțin cunoscut pe măsura valorii, este vorba de pictorul și desenatorul Dimitrie Vrbănescu, care este născut pe o străduță mai puțin importantă a orașului, se numește astăzi Strada Cetății, undeva în spatele liceului Tudor Vianu, și clădirea în sine nu mai există, dar locul ei poate fi marcat. De asemenea, în Giurgiu s-a născut marele pictor Nicolae Dărescu, dar nu știm precis unde, nu cunoaștem adresa. Pe certificatul său de naștere nu scrie. Da, câteodată funcționarii au omis și e greu să mai identificăm, fiindcă familia respectivă a părăsit orașul. Actele lui Dărescu au fost distruse în celebru bombardament din 4 aprilie 44. El a supraviețuit, dar arhiva lui personală a dispărut. Se mai salvaseră câte ceva și erau la Muzeul de Artă și au fost distruse în tragedia de la 22 decembrie 1989. Da. Deci câteodată sunt persoane cu urmărite de ghinion, cum se spune, sau cu un destin blestemat. Destin blestemat a avut și cel mai important eleva lui Vasile Pârban, care este giurgiovean, este marele tracolog George de Mateescu. Casa lui a fost trecută pe lista monumentelor. Nu avea valoare arhitecturală, era pe strada Cuza Vodă o casă care stătea să se prăbușească, dar noi am sperat ca măcar să existe o urmă a ei. Dintr-o greșeală a funcționarilor primăriei s-a dat aprobarea demolării și când ne-am dus să punem placa memorială, acolo am reușit să facem noi muzeul, a considerat că e datoria noastră și n-am mai avut pe ce să punem placa. Da. Păi, deci, zic eu că ar mai fi așa de discutat într-o săptămână viitoare, să ne spune și despre biserici, să ne spune și despre piețe și despre teologi. Bisericile de Giurgiu au o istorie, da? Chiar merită o emisiune numai consacrată numai lor. Domnul profesor, vă mulțumim că ne-ați mai învățat seara ziua asta câte ceva și am mai aflat câte ceva pentru cultura noastră generală și promitem că o să vă mai întrebăm. Să știm lucruri mai concrete despre cu plăcere ceea ce știu și cât mai știu. Da. Vă mulțumim frumos. Cu aceasta emisiunea s-a terminat. Stimați telespectatori, bună seara. Pe data viitoare.